Bună dimineața, comandos. Astăzi, luni dimineața, voi insista cu acest mic dejun dintr-un element care l-ați mai văzut și dintr-un alt element surpriză sau ingredient. Ingredientele care le cunoașteți sunt acest săculeț, 5 cereale, toate cerealele, orzul, văz, secară, grâu, na, cam toate astea. Și bine că semințele astea, na, astea face parte din cotidianul zilnic al meu. Surpriza e asta. Îi se zice son de avoan. Sunet, s-ar traduce așa de ovăz, dar oameni buni, e tărâțe. Tărâțe pure. Cine aveți porci acasă, vă mai dați seama de ce le dați la porci și ce mănâncă și sunt grași? Eu sunt tare uimit, de asta vă arăt și video-ul ăsta. Sunt tare uimit că în ziua de astăzi, uitați ce mâncam, ce mâncau animalele ieri. Vedeți? Bun, trebuie să vă spun că astăzi am o ședință sportivă și încă de ieri seara am pus la înmuiat toate aceste ingrediente. Cum am adăugat în gura asta să mai aduc puțin apă. Apă rece, bineînțeles că trebuie să fie cumpărată de calitate dacă este posibil, ca să poată să-i dea un gust bun la acest mic dejun. Pentru a agrementa un pic, că stărâțe simple, pentru a agrementa un pic acest mic dejun, o să pun niște miere sălbatică din flori, miere din flori sălbatice, vedeți? E făcută de prim mulți, a mai rămas puțină. Asta vi l-am arătat în video haul care l-am făcut. O să râcâi tot asta și o să-l pun aici în această compoziție. Sincer să fiu, decât tărâțele astea simple, vedeți? Fade așa și mai ales cu apă, dacă am fi pus lapte, parcă s-ar mai fi acomodat, dar nu au zahăr, fără lapte, de aceea trebuie să le agrementez cu puține semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, era pe acolo niște amande, și acum la sfârșit o lingură de miere. Făcând acest lucru, ele o să devină mai puțin mai, cum să zic, mai gustoase așa și le mâncăm fără să avem prea multe grețuri. Dar trebuie să vă zic un lucru sigur și cert, că această mâncare, cu toate că fac o oră de sport, mi ajunge până la prânz. Și nu mai e nevoie să mănânc la 10 nimic altceva și în felul ăsta, între ora 7 acum, adică în curând, și ora 12, 12 jumate când mănânc, trec aproape 5 ore, aceste 5 ore, stomacul are timp să facă ciclu complet la ceea ce i-am dat să mănânce la această oră. Ok, deci am insistat cu încă un mic dejun ca acesta, cu terci, terci se numește, ca și la animale, pentru că una la mână e rapid, doi la mână foarte sănătos, foarte hrănitor, pentru că are proteine, are fibre mai ales și ne asigură de o dimineață liniștită, trebuie să vă spun. Te vedeți? Bogat în proteine, bogat în fibre. Și litera A, adică cea mai mare calitate pe care o poate avea un produs alimentar. Am aici celebrul amestec studențesc, se numește în Franța, în care avem migdale, alune, struguri uscați. Mai pun și o mânuță de asta. Și felul ăsta. Wow. În felul ăsta
am o paletă completă de elemente nutritive necesare pentru ședința de sport de astăzi. Bun, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe data viitoare. Nu uitați că suntem și în perioada de sport și de sport de post și acest tip de mic dejun înlocuiește foarte bine celebrele micuri dejune sărate cu ouă, cu brânză, cârnați, cremvuști și etc. la care suntem obișnuiți să le abordăm cu bucurie, cu plăcere. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare!